Peste 16.000 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. O cifră care ar putea să ne dea un pic de optimism, având în vedere că ieri au fost raportate aproape 20.000 de noi cazuri de infectare. Însă, așa cum am observat în zilele de weekend, se fac și mai puține teste. De asemenea, pentru ultimele 24 de ore au fost raportate 82 de decese. Însă, în capitală, am trecut de o rată de incidență de 30 la mie. Discutăm pe marginea acestor cifre cu Octavian Jurma, medic și cercetător. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Jurma, observăm că nu am ajuns la acea creștere, nu am ajuns la cele cifre despre care se vorbea, despre care vorbeați și dumneavoastră de altfel, dar nu am ajuns încă la acea zonă de platou. Să ne așteptăm, dată fiind situația, ca săptămâna viitoare să avem niște cifre mai mari decât cea săptămâna pe care o încheiem? În acest moment sunt mai degrabă optimist pentru săptămâna viitoare. Într-adevăr, debutul săptămânii a fost extrem de violent. Am început cu 20.000 de cazuri și apoi s-au dublat la 40.000, mult peste prognoza, ceea ce ne-a făcut să credem că va continua în același ritm și în cursul săptămânii. E adevărat că testele după ziua de marți au scăzut sistematic și, de asemenea, nu știm câte cazuri au fost alocate astăzi din urmă. Când se alocă aceste cazuri pe județele, se scad din totalul național, dar chiar dacă ar fi, numărul este pentru prima dată mai scăzut duminică față de duminica precedentă. Dacă și mâine vom avea sub 20.000 de cazuri de bultul zilei de luni, asta va fi un semn că s-ar putea ca încă de săptămâna aceasta să fie avut vârful valului Omicron chiar marți cu acele 40.000 de cazuri și să vedem deja în săptămâna care urmează numere mai degrabă apropiate de platoul care s-a stabilit săptămâna trecută în jurul la 30.000 de cazuri pe zi. Și asta ar fi în concordanță cu profilul care îl avea pandemia și l-anticipam la începutul lunii ianuarie. A apărut un pic scapă lucrurile din sub control. Singurul lucru care, vă spun sincer, mă îngrijorează și care este în contradicție cu acest tablou care este generat de media națională, avem deja mai ales în nord, multe județe au intrat în zona de scădere a numărului de cazuri încă de săptămâna trecută și ele sunt cele care trag media în jos. Vedeți că în București de două zile avem recorduri imense, adică se produc mai multe cazuri în București decât a fost vârful valului 3, în vârful alfa, toată țara nu a produs atâtea cazuri cât produce acum zilnic București. Pe de altă parte, aceste cazuri, da, sunt foarte multe, dar vedem că nu mai sunt atât de grave precum cele din valul anterior, cel numit Delta. Omicron pare să producă, într-adevăr, niște cazuri mai ușoare. Sunt foarte mulți oameni confirmați cu COVID, dar care stau și se tratează acasă. E adevărat acest lucru? Da, așa este. Știam că versiunea Omicron este ceva mai puțin severă decât Delta, însă infectează mult mai mulți oameni. Deci asta înseamnă că găsește și mai mulți oameni vulnerabili chiar și față de Omicron. Media deceselor, din păcate, a crescut în ultimele două săptămâni cu 50% pe săptămână. Săptămâna care acum se închide, un român a murit la fiecare 15 minute de COVID, din cauza COVID. Deci ne apropiem de o medie de 100 de decese pe zi și acestea vor continua să crească în următoarele 2-3 săptămâni. De asemenea, numărul de internări la ATI a crescut sistematic, sunt peste 1.000 de persoane internate în ATI, chiar dacă aceste centre de evaluare și-au făcut treaba și au permis să se interneze mai puțin oameni, deci doar cei care că adevărat aveau nevoie de spitale. Deci este probabil cea mai importantă inovație. Cea mai mare problemă în Omicron rămâne numărul imens de infectări și spitalizări în rândul copiilor. Aici nu am avut aceeași evoluție la fel de optimistă ca în Delta. Am avut aproape de două ori mai mulți copii internați și de două ori mai repede și vedem că în această săptămână numărul de copii internați la ATI aproape că s-a dublat față de săptămâna trecută în medie. Până acum avem o medie de 22 de copii internați zilnic la ATI față de 12 săptămâna trecută. Deci, într-adevăr, Omicron în medie este mai puțin sever decât Delta și asta este un lucru bun. Însă, din cauza numărului imens de cazuri, această severitate scăzută este compensată de creșterea numărului de cazuri, iar în rândul copiilor, repet, nu este mai puțin sever.